CFR mai pierde un tren. De fapt, pe toate cele 40 regionale electrice a fost anulată licitația pentru cumpărarea lor. Fusese anunțată în urmă cu 2 ani și jumătate și trecuse prin amânări, suspendări și chiar o altă anulare. Autoritatea de reformă feroviară a anunțat însă că va organiza o nouă licitație. Între timp, guvernul pregătește un ajutor de 43 de milioane de euro pentru CFR Călători pentru a acoperi pierderile din pandemie. Și stau și mă întreb... Pentru ce ne trebuie trenuri noi, dacă mă, în continuare... Nu pot să cred că spui asta. Ba chiar să crezi că păi spun asta. Păi cum să nu ne trebuiască trenuri? Nu vezi că iau foc pe câmp trenurile? N-ai văzut ce s-a întâmplat toată vara asta? Că suntem vai de capul nostru cu trenurile. Nu știau cum să-și împartă locomotivele cei de la stat cu cei de la privați. Bun, și tu iei trenuri noi ca să pară că ai făcut o super investiție. Nu, chiar însă, faci. În realitate, șinele de cale ferată sunt în paragină. Avem 9.000 de kilometri care zac în paragină, 70% din liniile curente care au nevoie de reparații. CFR Infrastructura a reparat anul trecut 20 de kilometri de cale ferată. Pe unde să meargă super trenurile alea noi și electrice, dacă ele în continuare vor circula cu 17 km pe oră medie, asta pentru că există mii de puncte cu restricții de circulație. Cu ce mă încălzește pe mine ca și client al companiei CFR dacă în continuare de la Iași la Timișoara voi face o zi? Păi pentru că ce să vezi, trenul nu merge cum auzim noi în povești, așa cu știi sunetele acelea pe care le fac trenurile când merg cu viteză. Nu, în realitate la noi merge totul molcom, așa, liniștit, să nu ți se verse cafeaua când merge Nu te încălzești, nu te-ar fi încălzit nimic în aceste trenuri, te-ar fi răcorit. Tocmai te încălzesc astea de acum, care sunt proaste, că nu au aer condiționat, stau foarte prost la acest capitol. Iar nu pot să fiu de acord cu tine când spui că nu avem căi ferate și nu luăm trenuri. Păi, așa când vrem să ne reparăm căile ferate, o să spunem, păi pentru ce să le reparăm, că nu avem nici trenuri. Trebuie să înceapă cu ceva. Era un plan. De 2 ani și jumătate făcuseră un plan pentru a cumpăra aceste trenuri. E nevoie mare. Europa zice, bate la ușe, băi... Luați-vă trenuri, viitorul este verde, este al trenurilor. Nu vă mai faceți ca proștii autostrăzi. Ca proștii, nu că deloc, da? Autostrăzi. Dar mizați pe trenuri. Noi suntem una dintre puținele țări din Europa la care a scăzut rata pasagerilor care merg cu trenul din 90 încoace. Deci toți merg mai mult cu trenul, noi fugim din trenuri. Noi închidem căi ferate. Tocmai, iată, ți-ai dat singur un argument pentru care niciun program de guvernare nu vorbește nimeni despre reparația trenurilor. Pentru că lumea, votanții, nu mai sunt clienții ai trenurilor, ci oamenii merg pe șosele și atunci toată lumea vine și spune, vom face autostrăzi. Nu va spune nimeni, vom reface căi ferate, vom cumpăra trenuri noi, astfel încât să aveți parte de un trafic civilizat. De aia este miza pe autostrăzi, pentru că sună bine în campanie, domnule, facem autostrăzi. Așa dacă vine cineva și spune, băi, reparăm trenul, zice, domnule, dar cine mai merge cu trenul în ziua de astăzi? Ne învârtim într-un cerc vicios, asta încerc să spun. Am avut în ultimii 10 ani 15 miniștri la transporturi și cel care a avut cel mai lung mandat a fost de un an și un pic. Ne întrebăm de ce nu există reformă. Păi iată, se rulează niște oameni care vin, fiecare aruncă planul celuilalt la gunoi și ne trezim că unele licitații făcute de unii au fost anulate de alții și așa mai departe. Păi și asta nu e același sfârșim, lucru. Da, ăsta e un exemplu. Sfârșim prin a cheltui bani, exact cum am și arătat, pentru a suplini pierderile pe care aceste companii le înregistrează an de an. Stai să zic cu cheltuit bani că am aici în față contractul. Uite așa. Așa, valoarea estimată a contractului, foarte mare atenție. Așa. Achiziția de material rulant nou, destinat transportului regional și suburban. Hai mă că recunosc că e suburban transportul, vezi? Zic că e ca la țară, adică. Așa. Așa, deci achiziția pentru transportul suburban feroviar este cuprinsă între, atenție, 1,7 miliarde de lei și 4,5 miliarde de lei fără TVA. Bă, prostie mai mare ai auzit? Cum să ai un contract, ce buget îți faci cu 1,7 miliarde și cu 4,5 miliarde? Dar ce buget îți faci? Adică tu când mergi să îți cumperi pâine, da? Domnului Câțu, de exemplu, da? Faci buget, merg cu 100 de lei sau cu 300 de lei? Nu ai cum, nu poate să existe un asemenea buget să-ți faci cu o eroare de 300%. A fost o prostie de la început până la sfârșit. E adevărat. Aici o să spui că bine că s-a anulat această licitație. Păi da, evident, dacă o faci în felul ăsta.
Păi ori o facem ca lumea și cheltim banul public așa cum trebuie, ori nu o facem. Irina, și tu spui că următoarea licitație, tu garantezi pentru ea că aia o să fie în regulă? Eu nu garantez pentru asta, eu asta mi-aș dori, însă păi ceea ce aș vrea este să se înceapă lucrările acestea să fie făcute cu cap. Ne-am săturat de investiții făcute fără cap, în care ai trenul, n-ai șina. Sau ai aparatura, n-ai curent suficient, cum se întâmplă în spitale. Secții închise, întregi, dotate cu aparatură de ultimă generație, stau aparatele cu plasticul pe ele, pentru că, ce să vezi, rețeaua electrică nu este suficient de bună ca acele aparate să fie puse în priză. Asta mă doare pe mine. Facem bazine de not în locuri unde sunt în pantă sau unde nu ajunge nimeni niciodată. Facem pârtii de schi în locuri unde nu ninge niciodată. Asta este problema României. O să ningă și acolo. Da. Da, problema este că nu putem începe cu toate odată și din acest punct de vedere eu zic, lasă-i să ia trenuri, lasă-i să facă, lasă-i să înceapă cu ceva. Le țin un pic în depou, merg cu viteza mai mică, dar merg trenurile astea mai șmechere, mai pe electric, da? Mai cu aer condiționat. Sigur erau mai bune decât lăzile astea, da? Care se târie pe șinele pe care, într-adevăr, nu le promovăm că nu merită.